știu că și acest Cipi pot cam urât și este, este un pic rasist, dacă nu un pic cam multișor. Cipi, ești țigar. Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe care cel mai probabil nu l-aș fi făcut, dar cu omul care cere like-uri din absolut orice motiv, dați like dacă credeți în îngeri, dați like dacă credeți în Superman, dați like dacă credeți în vampiri, dați like dacă credeți în Slenderman, dați like dacă, în fine, ați prins voi ideea, dar cu omul care pune numărătoare inversă de 15 secunde, timp în care le zice oamenilor să se aboneze la canalul lui, că altfel el nu începe clipul, dar cu omul care minte, își păcălește și își manipulează comunitatea de copii creduli, dar cu omul care și-a creditat un canal bazat pe conținut furat și nu doar că s-a limitat la asta, dar și-a implicat și soția și acum amândoi fac asta și din asta trăiesc, dacă omul ăsta nu ar fi făcut un al doilea clip despre mine, clip în care a dezinformat, a mințit și în mare parte a zis tot felul de inepții despre mine și nu numai. Așa că mă simt nevoit să șterg clip pe jos cu mare poftă și să-i demontez toate aberațiile pe care le-a zis în clipul ăsta. Ca să vă fac un scurt rezumat în ordine cronologică, marți seară i-am urcat un clip în care reacționam la un clip de-a lui Simeon Tomiță, clipul despre îngeri. Și v-am zis în clipul ăla că Simeon Tomiță mi-a comentat la clipul precedent aceluia că până aici a fost cariera coaie. Doar pentru că am avut tupeul, da, ca să zic că mi este foarte, foarte antipatic și că omul fură conținut. Atât am zis despre el, nu mare chestie. Bun, marți seara am urcat clipul despre el, miercuri după amiază pe la ora 3, Simeon Tomiță a urcat primul clip despre mine, un clip de 26 de secunde care s-a vrut a fi o glumă. Da, bine zis, s-a vrut a fi o glumă, un clip foarte penibil la care să ne uităm imediat. Iar la un interval de 5 ore distanță de primul, l-a urcat pe al doilea, un clip de 10 minute, evident de 10 minute ca să poată să pună cât mai multe reclame, clip numit Adevărata față lui Ciprian Lospa, clip în care a mâncat mult, mult rahat, a jucat cartea cu victima, a jucat cartea cu rasismul, adică tot acămul. Deja știți cum stă treaba cu limitații ăștia. Pe la ora 9 seara, eu între timp mai discutat cu el pe Instagram, pentru că dacă mă urmăriți pe Instagram știți că l-am trulat toată ziua și am mai discutat câteva chestii cu el pe Instagram și am zis la 9 seara, i-am zis, uite, eu o să ies afară. La ora 2-3 dimineața eu o să mă întorc acasă. Dacă până atunci nu ți-ai cerut scuze, o să reacționez la al doilea clip, deci automat o să mai fac un clip despre tine și știi că nu o să-ți prindă bine. Pentru că la ambele clipuri despre mine a avut mai multe dislike-uri decât like-uri, ba chiar la prima avea dublu dislike-uri față de like-uri. 1000 și ceva de comentarii toate împotriva lui, mă întreb de ce oare. Și da, omul s-a simțit și el, bănuiesc, cu musca pe căciulă și la ora 1 dimineața, mai aveam 2% baterie, primesc un mesaj de la el. Că uite că nu e bine ce am făcut, că nu știu ce, că o să șterg clipurile. N-am mai apucat eu să-i explic de ce e bine să nu șteargă clipurile, pentru că mi s-a închis telefonul. Așa că repede am luat telefonul unui tovară și am descărcat pe telefonul lui ultimul clip de al lui Simeon Tomiță, pentru că pe primul îl descărcasem de acasă. Și imediat după ce l-am descărcat, Simeon Tomiță a șters clipul. Haide să șterg cu Simeon Tomiță pe jos. Hai să vă arăt primul lui clip. Asta este filmarea mea de ecran. Bun, răspunsul meu pentru Chip Chirip. V-ați prins, pe mine mă cheamă Ciprian Lospa, Chip, Ciprian, Chip, Chirip. Amuzat, nu? Bun, și aici am încercat să fac o glumă. O glumă la care am fi râs cu toții dacă am fi fost în anul 2010 și ar fi fost prima doară când vedem clipul ăsta și am fi avut vârsta de, nu știu, 8 ani, 10. Și nici măcar nu i-a reușit tentativa asta de glumă. Voi dai și voi în reflexie ce scrie, să-mi eu sug. Simeon Tomiță, bănuiesc că ai ceva să ne zici? Ai vreun tabie bolnav de dezvăluit? Da, și dacă credeați că clipul nu poate fi mai penibil, evident partea asta a furat-o, au scris și oamenii în comentarii de la cine, pentru că un TikToker a făcut exact aceeași chestie, că exact același text. Nu e ca și cum nu ne-am fi așteptat de la Simeon Tomiță să facă asta. Deci dacă credeați că prima parte din clipul ăsta de 26 de secunde e penibilă, stați să vedeți ce urmează. Aici arată degetul mijlociu. Eu o să-l cenzurez, că nu este nevoie să se vadă și pe clipul meu. Da. Și în descriere a zis evident: salutare, prieteni, să-mi sugi, jegule, să începem. În caz că nu v-ați convins, canalul lui Simeon Tomiță este loc unde se duc glumele să moară. Ăsta a fost primul clip, nu are rost să-l comentez pentru că o să mă lungesc destul de mult cu clipul ăsta. Hai să trecem direct la clipul în care a zis tot felul de inepții. Adevărata față lui Ciprian Lospa. Hei, astăzi nu voi face
țin să vă reamintesc clipurile astea. Nu mai sunt pe YouTube, pe canalul lui, le-a șters, astea sunt doar niște reîncărcări. Un intro și voi trece direct la subiect și anume despre... Pe mine, sincer, m-a uimit cum nu a început clipul cu pentru a înțelege de like acest videoclip. Ar fi fost de așteptat de la omul care cerșește like-uri încă din primele 5 secunde. Ceartă pe care o am eu în ghilimele, să zic așa, cu... Are, evident, își promovează Instagram-ul. Abonează-te. De fapt, nu este nicio ceartă, nimic. Pur și simplu, băiatul nu are ce face. Like. Am privit mai multe clipuri de ale lui și pot să zic doar atât. Vrea atenție. Ceea ce cu toții vrem. Nu știe cu ce altceva s-ar putea ocupa. Ce mai e de apreciat la Simeon Tomiță este faptul că el este atot știutor, atot cunoscător. El știe deja cu ce mă ocup. El bănuiesc că și știe că acum, în momentul de față, la ora 12 noaptea, da, eu o să-mi frec de el cât se poate de frumos. Da, cred că se zvârculește în pat acum. Și iată că a ajuns, a luat această decizie să critique mai pe toată lumea. Dar eu nu critic, eu doar dezvolui hoții de pe platforma asta, manipulatorii, oamenii care își păcălesc comunitatea și tot felul de scroci. Și ocazional mai râd de chestiile penibile pe care le fac vloggerii. Na, dacă pentru tine asta se numește critică, atunci da, asta fac critică. Indiferent că îi pare lui că acel tip este ok sau nu, el oricum o să o dea așa urât. Pentru ce? Pentru ca să facă mai multe vizionări și... Băi, băiete, nu mai spune tu, deci eu fur conținut din afară. Eu o să și arăt că asta faci. Mai stați 20 de secunde, 30 și o să vă arăt cum Simeon Tomiță fură ca nesimțitul. Pe când tu, băi, iei conținutul altora, canale, videoclipuri și pur și simplu critici. Cu ce vii tu nou? Este mai ceva decât ceea ce fac eu. Tu pur și simplu... Fac clipuri pe platforma asta din septembrie 2015, deci acum se fac vreo 5 ani, da, doamnă? De atunci, de când m-am apucat să fac YouTube, știți că am avut tot felul de dispute cu o grămadă de pseudo-influenceri, de creatori de conținut, de păcăliși, de genul. Dar niciunul n-a reușit să mă jignească mai tare decât m-a jignit Simeon Tomiță cu clipul ăsta, comparându-mi munca mea cu munca lui. Bine, e mult zis muncă. Comparându-mi conținutul meu cu conținutul lui. De sincer, e greu să primesc asemenea insultă. Și mai și are tupeul nesimțit să zică cu ce ai venit tu nou pe platforma asta. Seria despre Felipe, Hoși Cibernetici. Fac clipuri destul de ieșite din comun dacă e să faci o comparație între conținutul meu și conținutul care este majoritar pe platforma asta. Eu nu fac prank-uri, eu nu fac provocări nebune, eu nu fac clipuri fake cu... Doar haide să vadă, da? Hai să vadă cu ce mă compară el. El mai are un canal secundar, Tomi Show, da? Canal pe care își manipulează și își păcălește comunitatea de copii creduli. Lasă-ți simțurile să-mi plăcă. Aolea, iar îi bag bani mă în buzunar. Haide să vadă cu ce îmi compară el mie munca. Da, se vede, da? Da, cu asta îmi compară el mie munca. Înțelegeți și voi de ce este o jignire colosală. Simplu iei conținutul altora, adică paginile canalului, videoclipurile mele. Videoclipurile tale, că și faci videoclipuri tu, mă băiatule. Tu doar furi. Cum a fost în acest caz și îți pui vocea ta pe fundal. Că doar mă știți, oameni, că eu asta fac. Haideți să intrăm pe canalul meu repede și să vedem dacă într-adevăr eu asta fac. Bun, hai să luăm un clip la întâmplare. Hai să luăm clipul ăsta cu țeapa cu permisie auto, da? Sta la îngrămădeală, scamatoria și ce folosă vă... Și tinerizul. Asta fac, nu? Iau clipurile altora și vorbesc pe fundal, nu? Nu e munca mea. Dar hai că poate e o simplă coincidență. Hai să luăm alt clip. Hai să luăm clipul cu amenințarea, da?
Da, nu este munca mea, da? Se vede. Asta nu este munca mea. Sunt clipurile altora și eu pun, îmi pun vocea pe fundal. Da. Bravo, Simeon Tâmiță. Păi exact ce fac și eu. Exact. Furăm conținut de la Mind Warehouse împreună. Corect. Și nu mai spune că eu pur și simplu copii din afară. Este penibil. Eu niciodată... Unul la mână. Cum mama dracu a reușit să facă să sune cuvântul penibil, atât de penibil? Penibil. Și doi la mână, nu a zis că copii, da? Nu e ca și cum ar avea cineva vreo pretenție de la Simeon Tomiță să vorbească corect. Am zis că furi și acum haideți să vă arăt cum Simeon Tomiță fură conținutul din afară. Luăm clipul ăsta, da? 10 oameni în existența, cărora e greu de crezut. Partea 16-a. Bun, uitați-vă la miniatură, da? Evident, mutra de urangut amirat. N-avea cum să lipsească. Și uitați-vă aici la miniatura lor. Da? Pam, 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 pam. Dacă este să-i scoate mutra de urangut amirat, este aceeași miniatură. Dar hai mă, hai mă, că poate este o simplă coincidență, nu? Hai să dăm pe clip. Doamne, cât îl îmbogățesc pe Simeon Tomiță cu clipurile astea. 1.40. Și acum să intrăm pe clipul celor de la Mind Warehouse. Bun, asta este o poză, da? La Simeon Tomiță. Două secunde, se vadă și carnealele aici. Bun. La Simeon Tomiță poza curge în jos încet, ați văzut. La Mind Warehouse ia să vedem cum curge poza. Wow, cu aceeași viteză în jos. Cine s-ar fi așteptat, nu? Hai să vedem dacă sunt oare exact aceleași scene. Wow! Dar hai că sunt niște simple coincidențe, nu? Hai să ne uităm până mai departe. Bă, dar sunt exact aceleași bucăți video. Ce se întâmplă? Dar hai că cred că aici se opresc coincidențele, nu? Hai să ne uităm mai mult. Să vă considerați urâți și să nu faceți nimic. Mai bine luați exemplu de la acest gigant care le-a închis gura tuturor ce... The bodybuilder received an invitation to perform in the legendary WWE wrestling promotion. Din câte ați văzut, la Simeon Tomiță a pus efectul de reflexie inversă, o efectul de oglindă. Vedeți? Dar wow, ce să vezi, sunt exact aceleași clipuri. Celor care râdeau de el. El este un foarte bun wrestler și actor. Yes, the great Khali Lee had to overcome many challenges. It was very hard to find a good coach and training equipment for a man of his size. I'm gonna take a piss. Dian, așa că merită tot respectul pentru toate rezultatele pe care le-a obținut. Eu merg să fac pipi. A furat până și partea curlatul. Ce să vezi? Cine s-ar fi așteptat, nu? O simplă coincidență, vorba lui Simeon Tomiță. Care este faza? Simeon Tomiță acum fură din mai multe surse, din 2, 3, 4 surse, pentru că, ce să vezi, acum un an, fix acum un an, în august 2019, Simeon Tomiță a șters clipuri care cumulau în total peste 178 de milioane de vizualizări. Probabil creatorii clipurilor au dat de clipurile lui Simeon Tomiță pentru că sistemul YouTube este destul de complex și poți să vezi cine îți ia porțiuni mari din clipuri. Și au zis, șterge clipurile sau îți dăm strike-uri. Ori, probabil au început deja să-i dea strike-uri, vreun strike 2 de Simeon Tomiță imediat a șters clipuri care cumulau peste 178 de milioane de vizualizări. Iar acum ce face? Copiază din mai multe surse. Copiază partea text dintr-o parte, partea video din altă parte, ca să nu fie cap-coadă și tot așa. V-am arătat acum cum fură. Dar na, eu merg să fac pipi, vorba aia. Pur și simplu mă inspir din afară. Este logic, pentru că dacă vă prezint, să dau exemplu... El se inspiră, da. 10 cele mai periculoase insule din lume sau cele mai frumoase insule din lume. N-am posibilitatea sau n-am să merg de fiecare dată să filmez pe acele insule, pe fiecare în parte și să vă arăt vouă cu... Păi cum mă, Simeon Tomiță? Că ai știți clipuri care cumulau peste 178 de milioane de vizualizări. Bănuiesc că... Ai strâns destul de mulți bani din furat încât să-ți permiți să mergi pe insule. Dar ideea este alta. Nici dracu nu i-a zis lui Simeon Tomiță să se ducă să filmeze insulele, pentru că nimeni nu cred că face asta, ci doar să fie original. Să caute singur pozele cu insulele, să-și facă singur scriptul, să...
deși știu că este imposibil, să ia clipuri care sunt date pe internet spre liberă utilizare și să își formeze el clipul cap-coadă sau măcar mare parte. Adică să le pune el la cap, să pună aici clipul ăla, poza aia, nu știu ce, nu să fure după cum v-am arătat. Conținutul. Pentru că, sigur, este foarte greu și nimeni nu face așa ceva. Arătați-mi voi un YouTuber care face absolut tot conținutul original. Băi, nu este. Original, da. De la mama lui de acasă. Pentru că este imposibil, gen, iată să vă mai dau un exemplu. Ia câtă. 8 planete din sistemul solar. Numește-mi două. Până apărut că dacă aș fi purtat discuția asta face-to-face cu Simeon Tomiță, nu ar fi fost în stare să numească două planete. Băi, da. Nu o să pleci tu să filmezi acele planete. Să fim serioși acum, toate informațiile le poți găsi pe internet, le poți face un scenariu al tău. Simeon Tomiță, tu te ocupi cu furatul, nu mai vorbi despre scenarii, pentru că tu ești un epigon redundant, da? Tu nu ești capabil să faci un scenariu, tu doar furi. Tu nu ești în stare să vorbești și tu vorbești despre scenarii, ești doar un epigon, gata. Ca să înțelegi. Nu este neapărat să-mi faci exact... Să-ți intre bine în minte. ...pe care am mai făcut-o un alt YouTuber și e normal ca ceva să se asemene între clipurile noastre, deoarece suntem... Da, după cum ați văzut, nu? ...foarte mulți YouTuberi care facem asta. Adică să furați, da. Și vreau să vă mai spun ceva. Am primit foarte... Fiți atenți că acum urmează cartea cu rasismul. ...foarte multe comentarii precum... Voi moldovenii sunteți proști, voi moldovenii sunteți, nu știu, inculți, voi moldovenii sunteți, faceți țara de rușine. Da, vreau să încerc scuze public, da? Vreau să încerc scuze public pentru acest atac etnic organizat împotriva moldovenilor pe care nu l-am făcut. Simeon Tămiță aici mănâncă rahat și ideea este că eu mă așteptam să mănânce acest rahat, de aceea am și filmat comentariile de la primul clip, comentarii despre care el vorbește. El a urcat a doua clip, după cum a zis, pe la ora 8 și ceva seara. Pe primul clip l-a urcat la ora 3. E un interval de 5 ore. Hai să plecăm de la ideea că de al doilea clip s-a apucat pe la 4 și ceva, da? A stat o oră și ceva să se gândească ce să zică, l-a filmat în vreo jumătate de oră, în vreo oră și ceva l-a editat, până l-a randat încă vreo jumătate de oră, până l-a urcat, deci se fac acolo 4 ore și ceva. Bănuiesc. Iar eu am filmat comentariile încă de la ora 4 și 20 după amiaza. Două secunde. Bun, în clipul ăsta reîncărcat, clip pe care l-am dat oamenilor de pe Discord, am filmat și comentariile. Bun, încă de atunci erau 519 comentarii. Vedeți aici, da? Comentariile. Și dacă scrollați, o să vă las clipul prin descriere, nu o să găsiți niciun comentariu de genul. Sau poate mi-au scăpat mie, da? Se poate, se prea poate. Poate sunt unul sau hai maxim două comentarii, da? Că sunt destul de bine dispus încă să las de la mine asta, da? Poate sunt două comentarii, deși nu am văzut. Iar Simeon Tomiță vorbește despre milioanele de comentarii. Nu, oamenii s-au raportat fix la tine și la tovarășii tăi. Aldenea Iunău și Mr. Dexter și toți ăștia care ciordiți conținutul, da? Că voi faceți starea de rușine, nu moldovenii. Uite ce zic cu adevărat moldovenii, o să las acum pe ecran niște comentarii de ale lor. Oamenii pur și simplu se simt ei prost pentru că împart aceeași naționalitate cu tine. Oamenii te fac un penibil pentru că ești, un limitat pentru că ce să vezi ești și un mare mincinos, un mâncător de rahat. Tu pur și simplu ce faci acum e să încerci să întăriți rahatul și să zici că... Vestul OSPA a pornit o mare gloată de rasiști împotriva mea, împotriva moldovenilor. Treziți-vă, fraților de peste Prut, și haide să luptăm împreună împotriva acestui val de rasiști. Deși, după cum v-am zis, acum Simeon Tomiță vorbește despre niște comentarii inventate în căpușorul lui, lăsate de, evident, niște oameni inventați în căpușorul lui. Pentru că trebuia să joace cartea cu rasism, că altfel nu se putea. Și... Mă rog, foarte multe comentarii urâte. Foarte multe. V-am zis o să vă las înregistrarea de ecran și puteți să treceți voi peste toate acele sute de comentarii care erau până la ora 4, comentarii despre care vorbește Simeon Tomiță, să vedeți câte comentarii rasiste găsiți. Haideți să vă întreb așa. Știu că și acest Cipi o dă cam urât și este un pic rasist, dacă nu un pic cam multișor. Normal. Vreau să vă zic că... Normal că sunt rasist. Am făcut, cred că, două glume, trei glume în ultima perioadă despre moldoveni. Dar nici măcar nu erau despre moldoveni, erau despre
țipari ăștia din Republica Moldova. Și la sfârșitul glumelor am și ținut să precizez că sunt niște glume, pentru că știam că vor veni niște limitați, care în ipocrizia lor cruntă vor încerca să facă din acele glume niște atacuri etnice organizate, da, împotriva moldovenilor. Nu, moldovenii, da, moldovenii au râs la acele glume pentru că știau că sunt glume. Dar, na, Simion Tomiță a trebuit să joace cartea cu rasismul și trebuie să se țină de ea încă vreo 2 minute. Dar stați să vedeți ce mai zice despre mine. Acum, e de-a dreptul trist, dar foarte hazliu. Și, Doamne iartă-mă, o să fiu și eu rasist pentru 5 minute în care o să vorbesc în acest videoclip. Știu cum o să-mi iau iarăși mult hate din... Evident, doar proștii o să dea cu hate. Se putea altfel. Aia e Simion Tomiță, omul care nu acceptă păreri diferite față de ale lui. Dacă nu zici ceva pozitiv despre Simion Tomiță, dacă nu ai o părere bună despre el, automat ești hater. Deși este foarte, foarte, de fapt este imposibil să ai o părere bună despre el sau să zici ceva bun despre el. Pentru că nu prea ai ce să zici, sincer să fiu. În cauza acestei întrebări, însă răspundeți-mi concret la această întrebare. Cu ce sunteți voi țiganii mai buni, pentru că nu vreau să zic românii, pentru că, Cipi, ești țigan. Ai, s-a aflat, oameni, sunt țigan rasist, da? În caz că credeți că nu se poate. Nu știu de unde a tras concluzia asta că sunt țigan, dar mi se pare de-a dreptul amuzantă. Nu ai cum să nu râzi de stupizenia asta spusă în idioțenia lui cruntă. Și nu înțeleg de unde a tras și asta concluzia că sunt țigan. Ciumidatul am domnului ciuplece alma tuta. Și cu ce sunteți și ăștia care au scris foarte mulți în comentarii? Voi vă dați seama la ce nivel suntem noi acum? Moldovenii sunt proști și bla bla bla. Noi ne uităm la Simion Tomiță, care vorbește despre niște comentarii inventate de el, spuse de niște oameni inventați de el, de care se leagă el acum. Băi, dacă nici asta nu e amuzant, atunci chiar nu știu ce naiba mai amuzant. Cu ce sunteți voi mai buni ca noi? Cu absolut nimic. Oamenii trebuie să se înțeleagă între ei, indiferent din ce țară este, pentru că... Evident. Oamenii trebuie să se înțeleagă între ei, indiferent din ce țară este. Hai să aplaudăm acest om și această zicală care va rămâne probabil în istoria YouTube-ului românesc. Oamenii trebuie să se respecte între ei, indiferent din ce țară este. Bravo, Simion Tomiță. Vă dați seama că omul ăsta îi face pe oamenii care au păreri proaste despre el, hateri și proști. Stați 2 secunde că mi s-a oprit camera, aparent. Se închide după 25-30 de minute. În orice țară există oameni inteligenți, oameni deștepți, oameni cu minți, oameni răi, oameni proști. Așa că dacă sunt câțiva care sunt proști, asta nu înseamnă că toată Republica Moldova, în toată Republica Moldova sunt oameni proști și cum vă spuneți voi acolo prin comentarii, pentru că... Cum mai spuneți voi ăștia care nu a zis nimic? Citind acele comentarii, pur și simplu îmi dau seama cât de proști sunteți voi. Voi vă dați seama că el acum poartă un conflict imaginar, da? Poartă un conflict cu niște oameni care nu există. Vorbește despre niște comentarii care nu au fost lăsate. Mi-am luat și mult hate, am mai multe dislike-uri decât like-uri pentru prima oară în istoria acestui canal. Mă întreb de ce. Cum nu vi s-a părut amuzantă duma cu să-mi o sug fraiere? Da. Deci cum este posibil așa ceva? Deci... Dar cum? Oare mă întreb și eu, cum este posibil să nu dai like acestei opere de artă, acestui adevăr absolut despre mine, în care omul m-a demascat adevărată față lui Ciprian Lospa? Vă spune un bou, ca să zic. Atât s-a putut, da? Atât s-a putut. Cea mai mare jignire pe care a putut să scoată despre mine. Un bou. Ăsta e nivelul. Cred că n-am mai auzit insulta asta din, nu știu, 2006, de prin clasa a doua sau a treia. Aș putea acum să-i zic și o insultă care, nu știu, să-i scape minții neantrenate a lui Simion Tomiță, dar o să fie în zadar. Dar o să-l compar cu ceva. Dacă ați văzut stăpâninele lor, știți orice care sufla în trompetă călare pe elefanții antici în drum spre Gondor? E, ziceți voi că nu seamănă cu Simion Tomiță. Și nu mă refer doar la aspect, dar și ca inteligență. Dați cu hate cuiva sau își spune părerea lui, dar să zic așa, și voi veniți ca turmă, ca oile, veniți la mine și îmi dați cu hate. Hate. Dacă zici că Simion Tomiță este hoț, dacă zici like dacă credeți în vampir ironic pe canalul lui Simion Tomiță, dacă zici că Simion Tomiță este neamuzant, atunci ești un hater. Păi până acum ce, nu știați că eu sunt ceea ce sunt? Cum mă, nu știați că Simion Tomiță este un hoț ordinar?
Înseamnă că sunteți și mai proști decât vă spun eu acum sau decât cred eu acum. Eu am făcut mereu ceea ce mi-a plăcut. Voi ați... Încă de mic, Simeon Tomiță se ducea și fura fiare vechi ca să-și cumpere înghețată. Ulterior a intrat la liceu. Ce să vezi, mare petrecere la el acasă, pentru că era primul din neamul lui care a ajuns la liceu. Evident, a făcut doar clasa nouă ca atât s-a putut, dar în liceu și-a continuat pasiunea. A făcut ceea ce îi plăcea să facă încă de mic, și anume să fure. A început să fure pixuri, caiete, fesuri în pauze în care colegii plecau din clasă, le lua, le băga la el în traistă pentru că nu avea ghiozdan, ajunge acasă, rupea foile pe care erau așternute cuvinte din caiete, închidea caietele, le băga la loc în traistă și apoi se ducea la magazinul de la colț și le vindea la un preț de nimic. După a mai trecut timpul și uitați-l pe Simeon Tomiță, are 30 de ani, are un copil acasă, ce să vezi, are și o soție, era maș, na, dar na, cine se aseamănă se adună. Și acum face exact ceea ce îi place, să fure. Așa că Simeon Tomiță în momentul de față doar fură conținut. Este un drum lung pe care vi l-am rezumat, nu știu, 30-40 de secunde. Tut, ce fac eu? Care îmi sunt fanii mei adevărați? Da, un Simeon Tomiță are fani, în caz că nu știați. Și asta este și diferența dintre mine și el. Că el crede că are fani, da? Și urmăresc niște copii de 7-8 ani care zic like, like dacă credeți în înger după cum am arătat și like dacă credeți în Dumnezeu. Iar eu am o comunitate pe care încerc să o măresc, zice, trece și încerc să fie cât mai dezvoltată mental în caz că nu este, da? Pentru că mai sunt și în comunitatea mea copii, copii care au ce să învețe de la mine, dar sunt și oameni maturi care sunt deja dezvoltați din punct de vedere mental. Da, asta este diferența dintre mine și Simeon Tomiță, mâncătorul de rahat, care fură conținut împreună cu nevastă sa. Sigur. Acum încă mă susțin pentru că primesc foarte multe mesaje pe Instagram în care... De ce mă Simeon Tomiță nu aveau loc în secțiunea de comentarii? Pentru că erau 3 comentarii care țineau cu el și am tot somnul cu clipurile astea două până și comunitatea lui de copii împotriva acestuia. Bravo, mă Simeon Tomiță! Voi mă susțineți și le mulțumesc tuturor, indiferent că sunteți țigani, că sunteți români, că sunteți moldoveni sau mai ales și din afară, nu? Pentru că, după cum știți bine, de fapt probabil nu știți, dar CPM-ul din afară, uite, de exemplu în România, nu știu, ești plătit cu, nu știu, un dolar și ceva pentru 1000 de vizualizări, dar dacă se uită oameni din afară la tine, precum, nu știu, oameni din Germania, din Austria, din America, tu ești plătit mai mult, cu 2 dolari, 3 dolari, 4, 5 dolari pe 1000 de vizualizări. Deci de-aia, Simeon Tomiță, îi respectă mai mult pe aia, că bagă mai mulți bani în buzunar. Contează pentru mine este totul, sunteți egal. Dar când primesc asemenea, să zic așa, critici din partea țiganilor, arău, precum că moldovenii, bla bla bla, este penibil, frate, sincer. Este penibil, frate. Bine că n-a zis cum era cuvântul, că bratan, este penibil, bratan. Să vă spun acum. Nu sunteți cu absolut nimic mai bun ca noi. Așa că am sărăcuțu. Un mesaj și pentru toți haterii care au venit sărăcuțu. Acum pe profil și pun dislike sau scriu comentarii urâte, pentru că până la urmă voi sunteți mult mai proști decât acest cipi. Da, voi esteți mai proști, da? Oamenii este, da? Țin să vă reamintesc cine îi face pe alții proști. De ce? Pentru că el... Și-a spus părerea într-un videoclip, o face strict pentru vizionări și pentru reclame, pentru că a băgat 5 reclame sau 6 reclame. 4 mâncături de rahat, 4 reclame am pus. Reclame în acest videoclip în care vorbește despre mine și mai spune că nu o face pentru bani. Fii serios acum, iată. Ce mai îmi place la Simeon Tomiță este că mănâncă mult rahat. Ar trebui să-i dați un polonic. Când înainte să facă un clip, ar trebui să-i dați și un polonic, da? Ca să-i săriți în ajutor, ca să mănânce mult mai repede, da? Pentru că el este ahteat când vine vorba de a mânca rahat. Eu niciodată nu am zis că nu fac clipuri pentru bani. Ba chiar și pe Twitch, deci oamenii care m-ați urmărit pe Twitch, știți că deja am zis acolo că, băi, banii sunt unul dintre principalele motive. Nu primul, nici al doilea, dar undeva pe al treilea, bănuiesc al treilea. Pentru că, în primul rând, îmi place să-mi înfrec de limitații de genul de mâncătorii de rahat. În al doilea rând, îmi place să-mi expun părerea în fața unui public cât mai mare. Și în al treilea rând, pentru bani. De ce pentru bani? Pentru că îmi respect munca de ajuns de mult încât să-mi monetizez. Pentru că doar eu știu câtă muncă și cât efort depun la unele clipuri, da? Stau... Nu știu, între câteva ore și între câteva săptămâni pentru realizarea unui clip. Depinde cât de complex este el. Și vine ăsta și zice, el vă minte, el face asta pentru bani, el face asta pentru bani și nu v-a zis că o face pentru bani.
V-am zis. M-am putut niciodată că pun în pep și să zic că nu fac asta pentru bani. Și cine zice că nu face asta pentru bani și pune reclame pe clipuri, poate să o sugă foarte mult. Voi vă puteți zice acum cu hate la el, pentru că v-a mințit, este... Un mincinos. Un mincinos care niciodată nu a zis asta. E scroc, pentru că... Asta fac, da. Deci, fac exact aceeași chestie ca Simeon Tomiță, adică fur conținute din afară. Vă aminți că nu o fac pentru bani, deși pun reclame pe clipuri. Ia să vedem câte chestii... mai sunt și țigan rasist. Hai să vedem câte chestii mai putem să aflăm până la sfârșitul acestui clip. De la acest redundant al platformei. Băi, nu vă dați voi seama cine este acest băiat. Dar lasă că ne lămurește Simeon Tomiță, care mă cunoaște foarte bine. Pur și simplu influențează oamenii. Da, dar depinde și cum influențăm Simeon Tomiță. Uite, de exemplu, oamenii n-au ce să învețe din clipurile tale. Doar like dacă credeți în îngeri. Când, pe de altă parte, oamenii pot să învețe o grămadă de chestii utile de la mine, da? Doar lămurește, nu știu, 3 clipuri aleatorii din ultimele câteva luni. Sau pot să se amuze uneori, da? Că poate, uneori mai fac și o glumă, ce să vezi. Când tu... Să-mi o sug. Ăsta e nivelul. Pentru vizion. Asta e diferența dintre mine și tine, că eu sunt un tip destul de inteligent, destul de educat și destul de carismatic, iar în schimb tu ești un limitat, redundant, care nu este capabil să vorbească corect. Eu nu dă nici 2 bani pentru voi celor care veniți la mine cu hate. Da, doar mă știți. Nu dau 2 bani pe comunitatea mea. De-aia am ales ca de fiecare dată să nu bag bani în buzunar și să vorbesc despre țepele de pe internet, despre bongo, cazinouri și tot felul de bazaconii. Da. El pur și simplu își face... Mai zine Simeon Tomiță, ia să vedem câte chestii mai putem afla despre LOSPA, acest om care influențează copiii în mod negativ. Treaba lui, să zic așa, în care vorbește de rău despre oameni și... Să prindă clipul bine, să aducă vizionări și Doamne să ajută. Aducă bani în portofel. Mult mai penibil decât ceea ce fac eu. Nu mai zic nimic. 2 secunde. Pot scrie sau... Nu știu, spune niște cuvinte care doar un om ar putea să le spună sau... Luăm altul. Uite-l până, vedeți? Bă! Nu pot scrie! E de arăsul plânsul. Așa că... Penibil. Dar nu uitați, like dacă credeți în îngeri. Nu fiți proști. Nu fiți proști precum... Fiți deștepți. Nu ascultați pe alții, pentru că dacă nu aveți opinia voastră... Opinia? A văzut omul, a văzut la mine că fac de multe ori așa și a zis, bă, pare destul de șmecher, hai să fac și așa din când în când prin clipurile mele. Deși nu știe ce înseamnă. Foarte, foarte proști. Nu vă lăsați influențați de un om ca Cipi. Mai primit și comentarii de la youtuberi puțin mai mari, cum ar fi Robi, dacă nu greșesc. Robert. Spune-i drept pe nume, de ce să-i zici Robi? Robert. Profesorul expert, un... Nu mai zic nimic de el. Ai auzit Shari cum ți-a zis? Că mai țineți minte, acum ceva timp, Cipi s-a luat de el, l-a făcut de nimic și acum, practic, ca și cum îi ține parte, băi, cât de tâmpit trebuie să fii. Mamă! Da, pentru că ce nu înțelege Simeon Tomiță este faptul că părerile oamenilor se formează și se schimbă în timp. Ca de exemplu, acum, nu știu, 3 ani, profesorul expert mânca și el despre mine, precum o face Simeon Tomiță. Bine, nu la nivelul ăsta, da? Și măcar profesorul expert era mai amuzant. Și acum a ajuns să mă susține de un an și ceva. Omul mi-a făcut promovare. Îmi dă și la clipuri. Îmi dă și mesaje. Și mai discutăm din când în când. E amuzant să vezi cum se întoarce roata și cum omul și-a dat seama cine sunt eu de fapt. Și-a dat seama că nu eu sunt ăla rău de pe platforma asta. Na. A mai fost și Eurovision pe acolo prin comentarii și încă câțiva așa mai mari youtuberi, însă nu prea am tras atenție la ei, deoarece au luat-o cam la Caterinca, această Caterinca, frate, Caterinca. Treabă și să fim serioși, voi nu fac absolut nimic mai serios decât ceea ce fac eu. Voi pur și simplu comentați. Atât. Da, aparent am rămas fără baterie la cameră și trebuie să continui clipul fără. Aia e, nu? Atât. M-am și oprit, pentru că nu faceți nimic. Ați văzut oameni, like dacă ați văzut îngerul care a trecut pe lângă mașină.
pentru că este ceva alb, deci automat te mânge. Este penibilă toată treaba aceasta când YouTuberii... Se iau de alți YouTuberi pe când și ei fac una și aceeași. Băi, vă... Da, v-am arătat că asta facem. Fix una și aceeași. Dar singur de gol. Fiți puțin mai deștepți. Ce nu o să vă luați hate, pentru că tot hate-ul acesta o să vi se întoarcă vouă. Pentru că nu aveți creativitate, băgați... Cine s-a găsit să vorbească despre creativitate? Simion Tomiță. Bravo, Simion Tomiță, bravo. Mai spune-ne, mai spune-ne. Câte 5-6 reclame, clipurile în care vorbești despre mine. 4 mâncături de rahat, 4 reclame. Eu fac reclame și... Păi da, diferența dintre mine e că eu pun 4 reclame pe un clip de 15 minute, iar tu pui 20 și ceva de reclame pe un clip de 10 minute. Da, a zice că este o diferență, nu? Fur content din afară pe când tu furi contentul meu. Care contentul tău? Că tu nu ai conținutul tău propriu. Înțelegi asta? Și pur și simplu când comentezi. Și da, ce să știi că nu mă ofici absolut deloc pentru că ai scris acolo pe Instagram hai să-l ofticăm pe Simion Tomiță. Nu mă afic. Am zis hai să-l ofticăm pe Simion Tomiță, regele comediei, da? Spune măcar totul până la capăt, da? Nu, de-aia când ți-am zis că ai câteva ore să îți cer scuze, tu chiar mi-ai luat vorba de bună și te-ai șters clipurile și după aia mi-ai dat-o pe întors pe Instagram că bă, că da, că știi că da, că nu e ok ce am făcut, că ne urmăresc și copii, că nu și-a dat seama până acum că îl urmăresc copii. Hai să fim serioși, limitatule. Doar că ar trebui să ai o limită, pentru că mi-au scris câțiva youtuberi pe care pur și simplu ne-ai jignit în acel videoclip. Chiar și pe mine, însă pe unii dintre... Spune ce v-a zis lăs pe aia. Ei făcut și ei numit, de fapt, bulangii. Eu zic că este de neacceptat. Cum v-a zis lăs pe aia. Cum v-a făcut? V-a făcut bulangii, nu? Adică totuși v-a făcut bulangii. Și vorba asta vine de la un om care mi-arată pe degetul mijlociu pe cameră. Zice să-mi o sug și în descriere zice salutare prieteni, să-mi sugi jecule. Da, bulangiu este o jignire mai mare decât asta, nu? Este foarte urât din partea ta și s-ar putea termina mult mai prost. Ia spune-mi, Simion Tomiță, cum s-ar mai putea termina? Ia, lămurește-ne și pe noi. Să-ți dai seama la vorbele tale, să le controlezi. Da, așa e. Îmi cer scuze, Simion Tomiță, că te-am făcut bulangiu, deși mi se pare că nici măcar nu te-am făcut bulangiu pe tine. Dar da, îmi cer scuze că te-am făcut bulangiu și în schimb nu te-am făcut prea mare mâncături de rahat, care pe lângă asta mai este și un hoț ordinar, analfabet, care nu este în stare să facă ceva mai bun cu viața lui decât să facă conținut în care să manipuleze copiii. Exact ca soția sa. Na, bănuiesc că cine se aseamănă se adună, nu? Să știi ce înseamnă critică. Și da, mai vreau încă un lucru să-l băgați bine în cap. Băi, românilor, băi... Dați like acestui videoclip dacă credeți în vampiri. Ia. Băi, țiganilor, nu sunteți cu nimic absolut mai bun decât moldovenii. Nu mai aruncați cu cuvinte. Evident, iar trebuie să joace cartea cu rasismul, deși, repet, nimeni nu a zis nimic despre moldoveni, la modul general. Râde, pentru că atât aici cât și acolo mai spus, sunt și oameni proști, sunt și oameni deștepți. Nu... Mă întreb oare din ce categorie face Simion Tomiță parte? Dați like dacă credeți că din prima categorie. Nu sunteți cu absolut nimic mai bun ca noi. Mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat câteva minute să fiu și eu rasist. Gata, acum s-a scuzat. Gata, putem să trecem cu vederea peste faptul că Simion Tomiță a fost rasist, pentru că i-a zis lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, că m-ai lăsat să fiu rasist. Gata, am terminat. Acum m-am referit doar la cei care mi-au scris mesaje urâte. Adică la cine, Simion Tomiță, până la urmă? La oamenii care îți spun adevărul? La toți rasiștii care... Da, ne scuzi, noi suntem rasiști până la urmă. Da. Încă o dată țin să-mi cer scuze pentru acest atac etnic organizat pe care nu l-am făcut. Și simplu, n-au nicio treabă cu viața aia. Pentru că sunt închiși la minte dacă sunt rasiști. Da. Mai spune-ne, Simion Tomiță. Fiți oameni mai buni. Atât voi cât și cipii al vostru, ciobanul vostru. Încă o insultă destul de creativă de la acest rebut al societății. Și da, aveți părerea voastră, aveți opinia voastră, să nu mai ascultați opinia altuia și să mergeți așa, știți?
Calacal până-i poli. Calacal, frumoase comparații. Da, mai spune-ne, Simeon Tumiță, că văd că ai un vocabular destul de dezvoltat. Calacal, bou, cioban. Bravo, le-ai cu insultele, le-ai cu comparațiile. Mergere, faceți-vă singuri opinia și părerea voastră despre om. Dacă v-a plăcut ceea ce am făcut eu până acum... Da, nu e ca și cum oamenii nu și-ar fi făcut părerea aceea despre tine dacă nu aș fi avut eu părerea asta despre tine. Nu, Simeon Tumiță, adevărul e că la sfârșitul zilei ești ceea ce ești. Ești un limitat care nu este în stare să-și facă conținutul așa că trebuie să-l fure din afară, care își manipulează comunitatea de copii creduli și ne insultă inteligența cu clipuri de genul în care mănâncă rahat despre oamenii care zic adevărul despre el, încercând să joace cartea cu rasismul, încercând să joace cartea cu victima și spunând că el muncește la clipurile lui, deși adevărul este că împreună cu soție sa din asta trăiesc, din furat munca altora, pentru că sunt doi necreativi care în loc să-și vadă de copilul lor, care în loc să caute să-și facă un trai cât mai bun și stabil, pentru că dacă furi conținut, nu poți să-ți faci un trai stabil din asta, după cum v-am arătat acum un an, aștept clipuri care cumulau peste 178 de milioane de vizualizări, ei aleg să facă căcaturi penibile, să fure în continuare, pentru că doar atât îi duce capul. Vrei să mai zic Simeon Tumiță? Dar mă tem că nu o să înțelegi dacă o să continui. Cu siguranță ar trebui să vă facă și de acum încolo. Nu ar fi trebuit să vă afecteze părerea unui. Iar folosește ghilimelele din degete. Deși nu știe ce înseamnă, v-am arătat. Ok, ba, ba, ba. Da, haideți să vedem câte dislike-uri mai adunăm și de data aceasta. Păi, nu se știe câte dislike-uri ai fi putut să mai strângi pentru că ți-ai șters clipurile, pentru că deja aveai dublu dislike-uri față de like-uri, Simeon Tumiță. Și toată lumea s-a întors împotriva ta, până și comunitatea ta de copii pe care îi manipulezi. Sper să fie 10.000 dislike-uri și... Un like, da. Da, cam atât, nu? Ok. Bă, nu fiți proști. Am încredere. Da, nu fiți proști. Că prostul se află în mașină și face pe alții proști, deși el nu este în stare să vorbească. Fața e orangutan. Orangutan. Așa. Mulțumesc, Simeon Tumiță. Două secunde. Pam, chiki, pam. Asta o să fie în miniatura clipului meu. Nu mai gândesc dacă o să o pun. Sau de fapt aici trebuie să fiu așa. Inervat. Da, o să folosesc și pe asta, nu-i problemă. Mulțumesc, Simeon Tumiță. Altfel ar fi trebuit să stai, o să găsești din clipurile tale, să decupezi. Mulțumesc că mi-ai ușurat munca. Bravo. Fără să-ți dai seama, ai fost marioneta mea în tot acest timp. Dar n-am pe cine, mă, nici nu pot să fiu enervat dacă n-am pe cine. Spune că n-are pe cine să fie enervat și literalmente două secunde mai târziu este enervat. Dar n-am pe cine, mă, nici nu pot să fiu enervat dacă n-am pe cine. Vă vă dați seama după ce o să vadă clipul ăsta că o să dea cu pumnii pe pereți la el acasă, dacă nu o să treacă să dea cu pumnii în altcineva. Când se pierde timp aiurea de aceste prostii, pur și simplu foarte mulți dintre voi mi-ați scris să fac... Foarte mulți, nici dracu nu i-a scris. ...un clip mai lung în care să-i explic toată situația aceasta. E bine, ne-a lămurit, nu cu clipul ăsta. V-am pupat și vă iubesc. Pa! Au. Like, evident, nu putea să lipsească like-ul. Da, cam atât cu clipurile lui Simeon Tumiță, aparent. Da, și vreau să mai lămuresc o singură chestie. Am vorbit chiar pe Instagram, atunci, miercuri, și mi-a zis că, da, mă, te-ai din mine cam 1.000.000 de abonați. Simeon Tumiță, degeaba ai 1.000.000 de abonați dacă tu strângi cât? 15.000, 13.000, 14.000, 14.000 de vizualizări. Și astea le-ai strâns acum că n-am mai vorbit despre tine, este mai venit vizualizări. Dacă nu faci 10% vizualizări în comparație cu numărul de abonați, atunci îmi pare rău să zic, dar ești irelevant, Simeon Tumiță. Bine, pe lângă multe alte chestii, pe lângă un limitat care nu este capabil să vorbească, pe lângă un hoț ordinar, un penibil care face clipuri penibile și încearcă să-și manipuleze comunitatea cu, ați văzut, cu Slenderman, cu tot felul de inepții. Na, măcar vorba aia, are cine să te ajute, nu? Da, cam atât cu clipul ăsta, oameni, dar deja înregistrez 2 ore și 10 minute. Aș mai avea o grămadă de chestii de zis despre Simeon Tumiță, dar, sincer, nu are rost. Nu are rost să mai îmi bag capul cu omul care nu este capabil să vorbească, cu un om care zice că oamenii este, da? V-am arătat deja cât de mâncător de rahat este. Și da, poate cu altă ocazie o să zic tot ce este de zis despre Simeon Tumiță. Dar hai să considerăm clipul ăsta varianta light, da? Dacă Simeon Tumiță se gândește să mai vină vreodată cu vreun răspuns sau să mai zică vreo bazacone despre mine, atunci bănuiesc că va fi ce va fi.
Ne auzim data viitoare. Nu uitați să puneți like dacă credeți în îngeri. Penibil!